Menționat și bine v-am găsit la un nou episod din Dragăle Inquisition. Vorbesc mai încet pentru că dorme Emil. Maica mea și cu nevastă mea dorm acum și nu vreau să fac foarte multă gălăgie. O să facem niște questing azi. Să mergem pe salvarea, ultima salvare. Și o să facem niște questing. Tocmai m-am apucat de un quest să-l fac. Și o să mai facem questing, o să descoperim locații noi, nu o să stăm foarte mult, o oră, cred că stăm azi. În jur de o oră, cam așa, nu stăm mult. Încă de mâine vreau să joc Chernobyl Light și vreau să mă axez pe jocul ăla pentru că e foarte frumos. Și l-au făcut blană băieții, adică au investit mult timp în el ca să-l termine și au fost drăguță. Ca prima experiență de gameplay mi-a oferit o satisfacție destul de mare. Așa că n-am ce să zic, aș fi făcut și ASMR azi, ora asta. Am zis că e cea mai bună oră să jucăm ceva, că după aia, după masă, o să mai am treabă, o să am de făcut mâncare și o să mai am diverse activități. Și nu o să mai am timp să joc. Și din seara la 11 nu știu dacă o să fiu în cea mai bună formă să mă joc ceva. Noaptea am decis să mă odihnesc și să-mi rezerv timpul pentru altceva. Așa că acum ar fi cel mai bun moment să jucăm Dragon Age Inquisition, să facem niște questing, niște... vedem ce. În orice caz. Nu o să vorbesc foarte tare pentru că v-am zis doar mai mic și e... set up camp here. Tocmai am găsit un camp. Tocmai am găsit un camp aici, un camp location. Power 1. E bine. Și pot să fac și resting aici. Dacă vreau. N-am treabă. Problema e cum trecem de lacul ăsta mare. E un lac aici care trebuie să traversezi și e plin de mortăciuni până lacul ăsta. Aude de mortăciunile. A, ba nu. Nu sunt. Mi s-a părut mie că sunt mortăciuni pe aici, dar nu sunt. Nu știu dacă în zona asta există rifturi să le închidem. Dar o să vedem imediat. Oricum v-am zis că mai mult de o oră nu pot să joc pentru că am treaba după masa asta și nu pot să stau prea mult la calculator și de mâine mă bag pe Chernobyl Light, așa că o să aveți content săptămâna asta, dragi. O să aveți content, dragi, săptămâna asta. Să postez foarte mult content. Dacă luăm pe ăsta de aici. Mai am puțin până la level 13. Blood Lotus. Hai băieții, hai băieții. Hai să vedem. Hai aici. Aici e un urs. Dar ce se întâmplă? E un urs aici. Nu să mă bat cu el acum, că nu am chef.
se vede în depărtare. Stai că se vede ceva. Mamă. Am găsit în apă. Nu aici e prea adâncă apa ca să o luăm. Mai am găsit un cufăr cu ceva. Asta. Balen sniper bow. Da, mă slăbuț. L-aș fi luat, dar prefer să-l las aici. Am un bow mult mai bun, care are 105 damage. Și nu se compară cu ce am acum. Problema e cum traversăm zona asta de aici. Hai să vedem un pic pe harta. Uite, aici trebuie să ajung eu. Cred că va trebui să o iau în spate. Cum traversăm noi zona asta? Aia este marea mea întrebare. Stai așa că pe mundul de doborât. Bearhide. N-am nevoie de bearhide. Va trebui să traversez locația asta de aici. Deci ravagii pe aici. Stai că am găsit o eventuală trecere pe aici. Așa. The Misty Grove. Tocmai am descoperit locația nouă. Aici sunt diversi. Să randez pe aici. Trebuie să am grijă. În orice caz, va trebui să merg pe uscat până ajung la locația respectivă. Locuita avara opost. Ok. Mergem acolo, păi da. Și aici acum traversăm. Sau mai bine zis, pe unde traversăm ca să ajungem acolo. Cred că pe aici. Poate pe aici, da. Uite că e o zonă unde se poate ajunge la avara post.
Dar văd că e destul de mare locația asta. Aș avea și un camp aici, ar fi genial. Un castel întunecat. O, da. My kind of place. Asta. Aici pot să farmez la andezi, iată. Da. Pe acolo mergem. We should head to the castle. Ok, trebuie să punem capăt blestemului de aici. Asta e clar. M-a rămas cu 7 poțiuni. Să vedem ce avem aici. Un strun codul. Oh, nice! Tocmai am deschis un... Ia să vedem ce avem aici. Barbarian Raider Club, low level, în niciun caz. Nu o să folosim astea. O să... O să-mi refac cu viața. Dar parcă puteam să car mai multe poțiuni, nu știu care e faza, că eu în ultima oară când am investit în training-ul ăstora, am făcut în așa fel încât să... să care mai multe poțiuni în inventar decât tot. Defeat Avar Leader, ok. Sound simple enough. Mă, chiar mișto locația asta, îmi place. Not bad, at all. Wooden figurine. Ok. Kill the Avar Leader.
145, mamă. Stai așa că avem o super armă aici. De ce avem inventarul full? Hai să ne uităm la inventar un pic. Weapons, Raider Bow. Cât asta? 193 de PS. Nu se compara. Da. Față de 145. 193 de PS ar ăsta. 145 de PS, nimica tot pe lângă 193. List Inquisition Hostages, ok. Am... ok, gata, quest completed. Lost Souls, am făcut și... am făcut un release aici și sunt super powered up, aș putea să zic. Caracterul meu e... îmi trebuie acum. Așa că pentru ce quest-uri vor mai urma, o să fie super ok caracterul meu, mai ales că se îndreaptă și spre level 13, o să fie super. Bun. Am făcut și asta. Hai să vedem din journal ce mai avem de făcut. Frostback Basin. Aia știu cum să mă duc. Frostback Basin. Ia să vedem. Facem așa, nu... n-a levelui niciunul, nu? Bun. Mergem la mapă. Cred că va trebui să mă duc în Skyhold ca să fac treaba asta. Travel. Așa. Ideea e că în Frostback Basin n-am fost și tare sunt curios că ce e acolo. Că pare să fie tot o zonă cu pădure frumoasă, cu natură, cu nu știu ce, cu case, cu asta. Abia aștept să văd cum e Frostback Basin. O să mergem numeat acolo. Eu asta încerc să fac în gameplay-urile care le fac, să găsesc locații cât mai frumoase de explorat și să le iau așa la un scouting. Hai să vedem. Vestea că e Frostback Basin at the World Table. Ok.
Power am suficient. E bine. Feldren. Nu cred că e aici. Ba da. Investigate the Frostbite Bossy. Ok. Care poate să se ducă acolo ăsta? Nu, Eddie am luat. Ok. Ok, trebuie să alegem gașca Zurli. Așa, ăsta. Ăsta are un bull. Și mai cine? Nu Black-ul, Cassandra. Așa. Bun, mergem în Frostback Basin acum. Trebuie să fie o locație foarte frumoasă aici. Tot cu pădure, cu... Din asta, ia ce frumos. Tot cu pădure, cu ciuperci, cu nebunii, cu case, cu cine știe, cu ce-o fi. N-am ajuns niciodată așa departe în Dragon Age Inquisition, și când am jucat prima dată, nu am reușit să ajung așa departe. Așa că asta o să facem în episodul de azi, ca de mâine în sus să mă ocup de Chernobyl Light. Pentru că o să mănânce și ăla foarte mult timp, având în vedere că este un joc de survival foarte reușit. Și până fac baza și tot ce am de făcut, o să fie super. Să fie super. Speak with Professor Kennedy. Okay. Find a way to get into the island. Ok. Dar sunt curios ce level o fi aici. Un nice basin floor. O locație foarte... Find a way to get into the basin. Ok. Foarte mișto aici. Nu mai știu să fie așa arătoasă locația asta. Nu e mai arătoasă decât Emerald Graves, dar e o locație care chiar merită explorată. Și tot ce pot să zic e că I will look forward to it. Niciodată n-am ajuns aici. Mamă, aici ce sunt dinozauri? Ăștia nu mă atacă. Discover Shallow. Stai că avem inamici pe aici. Find a way to get the island. Ok. Tare sunt curios ce level e aici. Aici e locația așa mai deschisă. Are și pădure, are mai multe chestii. Da, mobii sunt peaceful, se pare. Avem și rifturi de închis. Aici sunt niște inamici. Un fel de dinozauri sau ce sunt ăștia, șobolani. Nu știu ce vor să fie în pana mea. Că nu-mi dau seama. Ideea mea care e? Să ajung pe insulă. Stai că mă atacă, mă atacă unii partiu. Care ar fi ideea să ajung pe insulă? Zice că ar fi o insulă aici.
Tu, am putut să bat tamici de level 20. Aici este level 20 în zona asta. Și fără să-mi iau deloc bătaie. Deci, wow. I'm really impressed. I'm really impressed. Foarte impressed. N-am cuvinte. Ia să vorbim cu asta. Member of both. Find a way, find the Avar leader. Ok. Păi parcă am omorât pe Avar leader. Era ăla care era în Falomari. Ce Dumnezeu. Hai să vedem dacă există partiul la ce avem de făcut. Trebuie să fac și un save. Săptămâna asta o să fiu eco, o să stau mai pe țigară electronică pentru că banii nu știu puțin momentan. Și până săptămâna viitoare, adică pe 10, nu o să mai am țigări și aia e situația. Dar nu contează asta pentru că e mai sănătos pentru mine și e ok. Pot să rezist. O săptămână fără. Fără pipe. Nu e problemă. O să stăm mai mult la carburatură, să facem mai puține pauze de țigară și să fie altceva. Nu o să mai fie atâtea pauze. Că erau prea multe pauze de țigară și era în sol. Mamă, ce e aici? Un sat. Find the Avar leader. Ok. Trebuie să fie până în zona asta. Nu trebuie să mă bat cu Avar leader. Aici sunt oameni obișnuiți. Trebuie să-l caut pe Avar leader. Hai să vedem unde e. Trebuie să mă uit bine peste tot pe aici. Un fel de competiție. Jocul ăsta e aproape la fel de complex ca Skyrim. Deci asta e tot ce pot să zic despre jocul ăsta. E aproape la fel de complex ca Skyrim. Cel mai mare Dragon Age făcut până acum. The sun air blessing to use a boat. Ok.
Okay. Inquisitors, I am Spark. You and your people have been far from the Inquisitors. We have not, really. Sadly, the door, you have, if you would search this place, you would make me to call you. What? The boat is yours. Now have I access. So how can I? Level 14. Hai, e bine. Dacă am levelui toți. Character record. Eu să vedem ce să ne mai provez multe de experiență. Avem tot asta. În archerii nu mai e cazul, pentru că am deja tot ce-mi trebuie. Punem în ăsta, nu știu. Mai avem un punct aici. Așa. De tanto fișer manalit. Ok. Dacă am bătut la mici de level 20, e clar că suntem pe drumul cel bun. Ce să pun ăsta? Asta. O să punem aici, nu? Cassandra. Shield Bash level 2. Are Shield Bash deja. Trebuie să vedem ce abilități speciale are Cassandra. Să vedem. Mai are armura asta pe el? Șoctar. Wow. Din Force Vanguard armă. Ah.
Nu le-am prea pus accesorii pe ei, dar o să le pun. De cam altă parte, ăsta am făcut fața cu el în multe situații nasoale și tot ce pot să zic e că o face față. What yet lingers. Și n-am fost în emprise de Lyon. N-am fost acolo. Dar m-a fascinat prea mult locația asta și am zis să o vizitez. Că e prea frumoasă. Take a boat to the island. Okay. Robot. Dacă avem o locație aici de cucerit. Poo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 o 212 damage. Holy shit. Heartstring bow. Stai așa, să ne golim inventarul. Deci ce avem aici? Mamă, peste ce mină de aur am dat. Să-mi bag picioarele. Morningstar distrugem. Feather and Army Longbow distrugem. Reinforced Shield, asta e o bază.
Frequency dark, no short. Da, balanced, bow. Față de ce am eu acum, 100 damage. Ești nebun, la cap 212 damage. Fai de cap, mă. Okay. Harstring bow. Level 21. Aha. Can be upgraded in the Inquisition. Speak with Professor Kendrick. Safe. Nu mă duc să-i bat în păștea. Spune cu profesor Kendrick. Ok, s-au făcut 2:30. Hai că mă duc și eu o țigară și revin mea la brăbă.
Hai să încheiem quest-ul ăsta și după aia ne retragem. Oh, fuck. Cum facem noi să plecăm de aici? Am complicat. N-avem. Stai așa. Nu patru, da? Am scăpat de pe insulă. Aici zona prea high level și nu putem să facem mare lucru, așa că o să ne oprim aici cu gameplay-ul și o să continuăm cu Chernobyl Light. Am explorat zona, mi-a plăcut cum arată, e super mișto zona asta de aici
Și o să mai vedem ce mai facem în episoadele următoare, care o să le facem din Dragon Age Inquisition peste câteva zile, da? Pentru că de mâine o să joc, sau de la noapte, o să încep să joc ăsta, cum îi zice, Chernobyl Light. Așa că va rămâne să ne auzim în Chernobyl Light mai târziu, da? Hai, vă las aici și vă doresc o după masă frumoasă și ne auzim în Chernobyl Light pe la 11, așa, seara, 11-12, cam așa. Hai, bye bye!